Dr. Cezar. Dragi prieteni, bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție România în mișcare. Discutăm despre felul în care a reușit sau nu a reușit presa să se mute în online. Vorbim cu un om care știe lucrul ăsta foarte bine, s-a ciocnit de toate problemele pe care le-a reprezentat trecerea presei dintr-o parte într-alta și nu a fost rapidă, a fost însă din cauza unor presiuni care s-au făcut de peste tot. Discutăm despre asta, o să vă placă. L-am urmărit și îl urmăresc pentru felul cât se poate de serios și insistent cu care vrea să facă presă de calitate și reușește. Și mulțumesc frumos că a venit la România Mișcare lui Adrian Artene, cel care conduce grupul Gândul. Bună seara, îți mulțumesc pentru invitație. Vorbim într-adevăr în această seară despre tranziția presei, dar aș vorbi despre beneficiile acestei tranziții. Cu toată nostalgia pe care o voi manifesta în această seară față de print, de edițiile de print, de acel miros de plumb, pentru că am intrat în presă într-o perioadă în care probabil eram la începuturile presei. Când ai început? Hai, 1995. Wow. 1995, iar la Casa Presei la România Liberă încă se lucra în 96. Deci am început cam deodată. Eu am început în radio, la Uniplus, la Târgu Mureș, și adevărat, tu ai început la... Jos, la tipografia de la Casa Presei se lucra în plumb, la acea vreme. E un soi de pionierat al presei din România, dar parcă a trecut atât de mult timp. Și care a fost publicația la care ai început tu? Prima publicație a fost una locală. A fost o publicație locală. De București? În Vrancea, la Focșani. Am început când aveam 16 ani. Eram corespondent și mă bucuram de primele reportaje pe care le scriam. Eram atât de mândru că reușisem să-mi pun semnătura, să-mi așez semnătura în paginile unui ziar. De altfel, înainte de Revoluție, gândul meu dintotdeauna nu a fost să devin medic, să devin pompier, a fost să devin jurnalist. Pentru că părinții mei erau abonați la presa vremii, mama avea acasă, fiind contabilă, o mașină de scris și eu încercam să reproduc ziarele respective. Și acolo m-am îndrăgostit. Era înainte de Revoluție. Înainte de Revoluție. Da. Și ce ziare citea? Scânteia, magazin. Sportul Românesc. Era magazin care apărea săptămânal. Știu că și bunicul era abonat. Și mama mai avea Contemporanul. Și Contemporanul. Era o pleiadă de publicații. Erau publicațiile care erau, fie că erau, vorbim de cotidian, de săptămânal, de bilunar. Almana. Mai ții mine almanahurile, erau o așa mare bucurie. Când vrea să zic almanahe. Le așteptam în perioada respectivă, părinții le rezervau, pentru că erau tiraje limitate, și le rezervau ca să ne putem bucura de ele. Anticipația. Da. Era almanahul SF. În 95, în 94 debutez în presa locală, în 95 în presa centrală, când am și ajuns la facultate. Și a fost cumva... Și în presa centrală unde? În presa centrală a fost prima experiență la România Liberă. Wow. Care a fost o experiență... Cu Petre Mihai Băcanu? În acea perioadă. Uh-huh. Exact, la Social. Ulterior am trecut la ziarul Ziua, cred că am rămas la România Liberă 4 luni. După un... Acolo ne-am întâlnit noi la ziarul Ziua. La ziarul Ziua, după un seminar cu Sorin Roș Castănescu. Exact, vom povesti imediat cum te-am descoperit. Într-o emisiune. Era sediul de pe Mendeleev. Da, dar mi-ai povestit asta, au trecut ani și mi-ai povestit prima dată despre întâlnirea noastră, eu și uitasem de ea. Mi-ai povestit într-o emisiune la Ana Maria Zi, nu Reghe Camp.
Că divorțând și-a luat numele ei, Ana Maria Prodan. Ana Maria Prodan. Da, am fost odată amândoi la ea în emisiune și mi-ai povestit. Și o să povestim acum și telespectatorilor cum a fost. Descoper presa în urma unui seminariu. Vezi, nimic nu este întâmplător. Dumnezeu le așează pe toate. Am avut un seminariu la un moment dat cu Sorin Roșca Stănescu, conducea acel seminariu și m-am prezentat. Am fost singurul într-o seară, cred că era programat la ora 19 și dintr-o clasă de 30. Ai fost singur. Am fost singur. Tu cu Roșca Stănescu. Da. Și atunci, am simțit oportunitatea de a-i cere să-mi dea o șansă, pentru că din punctul meu de vedere tata citea Ziua, și din punctul meu de vedere era o academie de presă la Ziua, de investigații. Și aș aminti că ulterior m-am alăturat echipei, Adina Anghelescu, Răzvan Savaliuc, Radu Tudor, Miruna Munteanu, mulți. Deci toți au început acolo, toți. Am început acolo și am rămas acolo 8 ani. A fost perioada poate cea mai frumoasă pentru mine. Bogdan Comaroni când a venit mai târziu? Bogdan Comaroni era acolo, a coordonat departamentul de sport alături de regretatul Horia Tabacu și mulți colegi de la sport. M-am reîntâlnit acum. Lucrez în continuare cu mulți dintre ei, cu Sorin Avram, care este redactor șef la Gândul, cu Octavian Țopa, țin legătura, care era la sport, Ovidiu Drăgan, foarte mulți. Rene Pârșan, Bogdan Comaroni, păstrez legătura. Acolo s-au legat prietenii. Nu ce doar un relație de colegialitate. Și a fost poate cea mai frumoasă perioadă din presă. Este acum, dacă aș fi să decupez, să am posibilitatea să o decupez și să o înfățișez celor care astăzi fac presă și au intrat în presă de 4-5 ani, probabil că ar privi-o ca pe o presă alb-negru, o presă anacronică. Da, dar totodată o presă corectă. Deci eu mi-aduc aminte, eram în radio, nu exista... Anumite derapaje, deci, trebuie să ne le asumăm. Dar fii atent, nu exista CNA, nu exista, că n-avea nicio regulă. Și atunci directorul m-a chemat pe mine, că eu eram înnebunită cu limba română, cu tot și așa. Nu se punea problema să se înjure pe post niciodată. Exista o decență, trivialitatea nu și găsea sigur loc în pagina. Dar pe mine m-a chemat directorul să stabilesc eu un cod. Am făcut un prim cod deontologic al radioului UniPlus Târgu Mureș, pe care să îl fac așa, pe un decalog, 10 puncte, să-l dau tuturor. Și totodată îmi cerea ca în fiecare săptămână să vin cu niște expresii frumoase pe care să le citească toată lumea și cu care să-și îmbunătățească vocabularul. Că mă vedea pe mine că eram tot timpul cu cărți, cu limba română, cu expresii, cu nu știu ce. Și eu eram un fel de CNA al radioului. Deci... Și crede-mă, nu interveneam de prea multe ori. Deci exista o anumită decență. Avem o autocenzură pe care astăzi nu o regăsim. Așa e. Autocenzura. Așa ziceam și noi, autocenzura. Autocenzura. Și aici era o autocenzură, că astăzi, vezi, delimităm termenii, pozitiv, negativ. Autocenzură, în principiu, pare un termen negativ. Era că o autocenzură era pozitivă, sigur, în sensul în care pătrunsesem în presă, nu eu, toți ceilalți colegi din breaslă, cu un bun simț construit în familiile așa noastre. Așa este. Nu mi-amintesc vreo secundă ca atunci să fie existat jocuri de cuvinte cu anumite conotații sau jocuri de cuvinte care să... Evident, erau niște publicații. Erau, stai, fii atent. Deci erau de asta ca să arăți cât de spiritual ești. Erau metafore. Dar erau metafore, acolo, sigur. Eu vorbesc despre conotațiile cu o anumită tentă, cu o anumită tentă sexuală. Cu, nu, cum, așa cum, ceva cum exclus. Găsim astăzi, abundă exclus acest peisaj. Dar atunci, țin minte, erau scriitori la ziar. Eram coleg cu maestru Ioan Groșan, care scria Dumnezeiește, maestru Ioan Groșan, care are texte, bucăți de texte în manuale de literatură. Scrie critică de film. Eram coleg în acei ani cu scriitori. Da. Scriitori, eminamente. Vorbeam de presă, cum s-a diluat și conținutul, poate. Repet, nu aș vrea să condamn sub nicio formă, pentru că fiecare timp are presa lui și presa are fiecare și timp mai era al încă ei ceva. Eu, de exemplu, la Târgu Mureș, venită așa, eram încă student, mă duceam la conferințele de presă, mă uitam în dreapta și în stânga, am învățat meserie de la Cora Muntean,
care era atunci corespondent la evenimentul zilei, m-a luat cu mine, m-a luat cu ea la întâi la primul interviu, m-a certat că i l-am stricat, că eram prea drăguță și n-aveam voie, în condiții în care nu mai aveau lapte la spital. Eu am fost drăguță cu directorul, m-a spălat cu toată apa din Mureș, Cora, și din momentul ăla mi-am învățat lecția și pe urmă, bune prietene, mi-a spus, uite, așa, 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 am învățat multe de la ea. De la Nicolae Băciuț, care era corespondentul TVR, omul care făcea, cum să zic, ca la carte totuși, lua din ce, 3-5 surse fiecare informație, că atunci când transmiteai la TVR, nu-ți permiteai de să surse. Spui tâmpenii. Permite-mi să fac această paranteză, să deschid o paranteză. Apropo de surse, zilele trecute am ajuns în centru vechi și m-a invitat un prieten să mergem la masă. Și am pătruns la masă într-un restaurant care se află acum în vechiul sediu al bibliotecii. Pentru că noi, având redacția pe Câmpineanu, fugeam, Google-ul nostru era în bibliotecă. Noi nu aveam alte surse. Da, nu aveam altceva, nu știu, mi-amintesc. Este perioada în care acum nu înțeleg colegii mei mai tineri cum puteam funcționa fără telefon mobil. Mă duceam în bibliotecă să iau colecția de ziare. Să găsesc acolo informații mai vechi, pentru că mi s-a zis, vezi că s-a întâmplat și unii au scris. Mamă, m-am dus și am luat colecția de ziare. Și am căutat ce au scris. Și am găsit. Și nu puteai fotografia cu telefonul, scriai. Dar am avut parte de un experiment. Cred că în urmă cu 2 ani am mers la Biblioteca Națională. E interesant pentru orice persoană. Pentru mine a fost un experiment în sensul în care lucram la documentarea unui material, respectiv prăbușirea avionului de la Balotești. Așa. Și atunci internetul nu surprinde acel moment foarte bine. Sunt a fost în 94. Piese, exact, sunt piese de puzzle, în acest puzzle expuse pe internet, dar nu sunt conservate, pentru că atunci nu existau acele texte. Și am mers la Biblioteca Națională în urmă cu 2 ani și am cerut publicațiile din acea perioadă, cu 2 săptămâni înainte și ulterior cu 2 săptămâni. Pentru că fusese și o discuție înainte de acel accident, de acea tragedie, fusese o discuție cu privire la achiziționarea unor aeronave, la renoirea lotului și am găsit semnături. Chiar îi mărturiseam și lui Dan Capatos, semna de la fața locului, Dan Capatos. Erau foarte mulți, foarte mulți dintre jurnaliștii care astăzi s-au dus au acolo. Autoritate și care atunci erau jurnaliști de teren. Am avut o discuție, cred că la o săptămână după accident, pentru că eu venisem în București la Școala Vedetelor. Am avut o discuție la machiaj, la TVR, cu Tudor Barbu. Tudor Barbu, care a povestit cât de greu i-a fost acolo când a văzut ce a văzut, cadaver și așa mai departe. Și cum cel mai impresionat, adică cel mai tare l-a marcat, că a zis că am trecut peste multe, că rezist, dar m-a marcat când a fost scos cadavrul unei fetițe. Aia l-a terminat. Dar ca să înțelegem... Amploarea, deci cât de greu le-a fost jurnaliștilor acolo, că nu e ușor. Proporțiile acelei, dimensiunile acelei drame, ca să avem așa tabloul că poate ne închipuim că a fost un accident, că lumea nu-și mai aduce alt minte. Accident. Ca să ne închipuim, în continuare, pe câmpul de la Balotești, sunt fragmente din acea aeronavă. În continuare sunt fragmente din aeronava spulberată în acea explozie. Și... vorbeam de acei ani, Lavinia. Da. Anii până a discuta cum te-am întâlnit pe așa. Tine. Așa. Vorbeam de acei ani. Este o perioadă a presei pe care noi cu siguranță nu o vom mai trăi și nu o va mai întâlni nimeni. Pe de altă parte, avea beneficiile ei, avea și părțile ei minusurile, mai puțin. Minusurile, pentru că... Minusurile. Și aici mă refer, ai punctat la un moment dat... acea nuanță de corectitudine. Corectitudinea presei din acea perioadă, cred că venea dintr-un echilibru al taberelor formate. Pentru că era o presă de partizanat, trebuie să recunoaștem. Erau foarte bine, publicațiile erau foarte bine poziționate la momentul nu respectiv. Nu cred că tu erai partizanul cuiva. Nu eram eu, dar... Nici eu nu eram. Nu eram, pentru că eu atunci lucram pe justiție, mă ocupam de dosarele Revoluției mulți ani. Dosarele Revoluției, cel puțin am deschis copertă după copertă și am ascultat
mii în sale de judecată, de la Curtea de Apel, de la Înalta Curte de Casație, fosta Curte Supremă de Justiție, mii de depoziții. No. Mii de depoziții. Cum ale... să fii tu parte în ceva? Dar eu, erau de publicațiile exemplu... ca și linii generale. Da, bun. Dar eu, noi la UniPlus, ăsta a fost un radio făcut de niște studenți. Partea de muzică era importantă și din oră în oră băgai știri. Ei, și știrile începeai să le... Nu era o orientare, nu era o linie. Mie, de exemplu, îmi plăceau știrile sociale, să ajut, să fac, să rezolv probleme. Când sunau oamenii și cereau ajutor, mergeam acolo, la fața locului, sunam pe director, ștergeam cu ei pe jos. Îți dai seama, era... Asta consideram că trebuie să facă un radio. Sau, dacă era ceva, eveniment cultural, să-l transmitem, să vină lumea, să participe acolo. Sau ceva, dacă se făcea în învățământ. Da, adică... Multe dintre publicații aveau rolul acesta de actor social. Pentru că erau comunicatoare foarte bune aceste publicații. Televiziunile știm foarte bine că ulterior și-au dezvoltat mai târziu. Televiziune comerciale s-au dezvoltat ulterior. Televiziunea națională avea știri seara. Era și atunci, și în acea perioadă, ca și înainte de 89, era din acest punct de vedere gestionată cu minusuri. Oricum, era mai bine decât înainte de 90. Era o schimbare, o schimbare profundă, dar nu o schimbare... Mi-aduc aminte când a apărut Antena 1 deja. ProTV-ul, Antena 1. Prima a fost Antena 1, să recunoaștem. Și, primul post de știri, primul post... Dar atunci drapelul informației a fost ținut în brațe de către aceste publicații, de către ziare, de către săptămânale. Indiferent cum au fost ele au avut darul de a informa. Sigur. Au avut darul de a ne lumina. Au avut darul de a ne conduce din acel întuneric al comunismului, să ne conducă într-o democrație, așa cu șubredă cum era ea și cum unii susțin că a și rămas șubredă. Cu ce a reușit să vină presa, zic eu, și presa, pe măsură ce se modifică și evoluează, vine tot mai mult pe zona asta, am fost cu informația pe care să ți-o dea în timp real, să ți-o dea cât mai repede. Presa scrisă, îți dai seama, îți dădea informația a doua zi. Eu când vorbeam despre ce fac eu la radio, cu asta mă lăudam. Pe urmă, televiziunea îți dădea știrile seara, cel puțin când era televiziunea română. Că eu când am văzut că Antena 1 dă știri la prânz, am zis că nu e adevărat. Da, pentru că nu aveau capacitatea de a transmite în direct. Da, așa absolut. Cum se întâmplă astăzi. Ei, în momentul de față, online, îți dă știrea atunci. Nu? Online-ul, da, este deja e altceva. Un organism viu, dar online-ul presupune și multă muncă. Din punctul meu de vedere, online-ul și-a pierdut credibilitatea față de aceea. Așa? Are o credibilitate erodată. Pentru că acum informația nu mai poate fi controlată și când mă refer la informație, nu documentarea informației. Documentarea informației de foarte multe ori nici în presa de specialitate nu este. Te referi la găina care a născut pui vii. Mă refer și la acel lucru. Ai celebra glumă. Exact, dar astăzi iată că se nasc găini care nasc pui vii în fiecare zi. Vedem OGN-urile de la Brașov, vedem fantomele de la Sibiu, vedem pentru că aceste informații nu mai pot, atunci chiar dacă aveau un caracter ludic, știam cu toții că erau glumele, anecdotele unei anumite părți din presă, astăzi nu mai avem capacitatea să discernem, pentru că ca și cititori, mă refer aici la întregul, la colectivul de cititori, nu mai avem capacitatea să discernem dacă anumite informații sunt reale sau dacă nu. Și astăzi se întâmplă un alt lucru. Ziariștii au fost, cel puțin atunci, au fost selectați după anumite criterii. Criterii pentru că presa îți permitea să pătrunzi, chiar dacă nu erau toți de formație jurnaliști. Eu aveam colegi... I-am dat concurs! Existau concursuri. Am dat concurs și la radio și la televiziune. Existau concursuri de limbă română. Existau perioadele de probă, de ucenicie, de stagiatură, de 7-8 luni. Nu plătea nicio publicație acea perioadă de probă, motiv pentru care se sta și răbdarea. Dacă îți doreai într-adevăr să rămâi în presă, rămâneai cu acest amendament. 7-8 luni știai că nu vei fi remunerat.
astăzi suntem o națiune de jurnaliști. Da. Comunicăm toți, oricând. Da. Vedem că jurnaliști sunt oameni care nu au absolut nimic de comunicat, care își comunică pur și simplu tocănița pe care și-au creat-o la micul dejun sau ciorba. Sau... Avem atâtea exemple pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, pentru că și acelea, conturile private de TikTok, de Instagram, de Facebook, sunt în sine niște mini-publicații. Da, sunt niște mini-televiziuni. Unii își decupează, se hrănesc cu informații de acolo. Nu contest faptul că sunt și voci pătrunzătoare, voci solide, care cu expertiză pe anumite domenii. Sunt și multe intoxicări. Majoritatea. Da. Majoritatea. Sunt într-adevăr astăzi... Și iar în condițiile în care asistăm la un război hibrid în aceste momente, se lucrează din plin. Dar informația s-a diluat. Acum nici nu mai ai capacitatea să găsești acel bob de adevăr din marea de informație falsă. Pentru că, iată, facem un exercițiu, oricine poate să facă acest exercițiu, ne trezim dimineața, deschidem telefonul și începem să citim. Și aici nu mă refer la publicații, pentru că tendința este de a citi rețelele sociale. De a ne duce, deja ne lovim ca de un zid de această sintagmă, îmbătrânitul, prăfuitul Facebook. Da. Iată, avem Facebook-ul totuși cu algoritmii lui, mai Facebook-ul curăță. Mai curăță. Da. Are capacitatea de a curăța informațiile care nu sunt conforme cu realitatea. Am văzut și pe perioada începutului de război din Ucraina, acestui nefericit război, Facebook-ul bana anumite postări. Uh-huh. Putem și aici, am auzit că le bana un robot și uneori bana invers. Exact, dar au fost și știm, dar vin cu minus, cu da. Plusuri și cu minusuri. Sigur, acești algoritmi. Da. Pentru că, iată, tablouri care reprezentau tablouri celebre, Picasso, Van Gogh, care reprezentau poate nuduri, erau la un moment dat blocate de către Facebook pe considerentul că încalcă termenii comunității din punct de vedere al conținutului sexual. No. Ceea ce pare absurd. Și este absurd. Asta este. Acum ce să facă și ei? Că e robot ăla. Deci omul a lăsat un robot în locul lui și robotul... Am văzut un articol, un reportaj făcut zilele trecute la colegii de la Antena 3 și Antena 3 CNN, și reportajul a fost făcut de inteligența artificială. Deci editorul Iulian Budoi a cerut unui robot, nu, să facă acel reportaj. I-a cerut să-l facă în limba română, să conțină aia și l-a lăsat. Am testat și noi pe două dintre publicațiile noastre. Și reportajul a făcut. Ce e interesant, că s-a văzut clar că n-a fost un om cel care a făcut reportajul. Pentru că, spre exemplu, când citește textul și are de spus că, nu știu ce, presa online... Dacă i s-a spus să citească românește, robotul a citit adaptarea presei la online. Pentru da, că nu pentru a... Că... El a zis românește online. Pentru că încă nu a captat informația și da. nu i s-a oferit acest termen. Robotul n-a fost învățat. De 2-3 ani. Exact. El se va autoeduca. Am testat și noi pe două dintre publicațiile din interiorul trustului. Avem 12 publicații, am pe GoForIt și pe Promotor. Și am cerut, de pildă, pe Promotor să ne... Am și menționat faptul că este un articol creat de inteligență artificială. Ce frumos. Am cerut să ne... Și? Sunt interesante. Dar sunt interesante... Ce lipsește la un astfel de articol? Emoția. 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 Și iar emoția nu va putea fi reprodusă niciodată. Sunt acum studii... Eu de aia ca actriță sunt bucuroasă că nu cred că o să-mi ia loc un robot prea curând, nu până când nu o să se găsească posibilitatea de a genera emoție printr-un robot. Cum să poți să generezi emoție? Aveam și astăzi discuție. Unul dintre
dintre prietenii mei, fiul lui lucrează la un proiect finanțat de NASA. Așa. Cu privire la inteligența artificială care urmează să fie atribuită pilotului automat pe anumite aeronave. Aha, ok. Respectiv, pilotul să perceapă, să aibă furie, să aibă, să fie pus în situația în care să ia cele mai bune decizii, să gândească într-un nefericit accident pe cine să sacrifice sau cum să sacrifice, dacă să intre într-o clădire, să nu intre. Da. Zborul pe timp de noapte, zborul pe timp de zi, pentru că el presupune anumite, pentru ca și dimensiune umană, presupune anumite elemente, adaptări, de adaptare. Și eu nu cred. De pildă, te-aș întreba acum. Sunt foarte mulți care consideră că va fi reprodusă și această emoție, dar te-aș întreba, intuiția va putea fi vreodată duplicată? Nu, intuiția nu, dar va fi înlocuită cu o capacitate de sinteză, da, și o capacitate de sinteză și de analiză perfectă. Era o glumă, era o glumă mai veche, dar o adaptez și în loc de calculator spun inteligența artificială și ar suna în felul următor: inteligența artificială gândește mult mai repede decât omul, inteligența artificială nu este influențabilă cum este omul, inteligența artificială realizează un volum de muncă net superior cu cel al omului, concluzia, omul e de neînlocuit. Deci. Și viitorul probabil ne va demonstra acest lucru, că suntem de neînlocuit. E adevărat, putem și este de datoria noastră să ne sprijinim pe această inteligență artificială. Da, va trebui însă... Ea nu trebuie izolată sub nicio formă. Nu trebuie izolată, va trebui însă să existe niște reguli și mă gândesc aici la cele trei legi ale roboticii a lui Isaac Asimov. Cum robotul trebuie să aibă grijă de viața omului, robotul trebuie să respecte ceea ce cere omul, dar niciodată să nu intre în conflict cu legea 1, adică să pună viața omului în pericol, și 3, robotul să aibă grijă și de propria viață, dar să nu intre în conflict cu legea 1 și legea 2. Și legea 2. Da, adică trebuie avut grijă de lucrurile astea. Acest experiment cu privire la crearea de text e un experiment care ni s-a propus la un moment dat sub o altă formă. Așa. Încă din urmă cu 4 ani, de către o firmă creată de 2 români, uh-huh, care și-au oferit serviciile unor publicații din Belgia și din Franța. Atunci era vorba de a prelua textul, informații dintr-o emisiune și de a capta sunetul și de a transcrie textul. Frumos. Respectiv, cu o anumită acuratețe. Ne-a ajutat foarte mult pe toți. Ne ajută în continuare. Noi avem acces la anumite programe. A, da? Cu acuratețe de 90-95% reproduce. Dacă vocile nu se suprapun, vocile invitaților nu se suprapun, acuratețea poate să crească și până la 98-99%. Wow. Sunt beneficiile de care avem parte. Este beneficiul presei din online, presei prezentului. Da. Nu știm de ce presă vom avea parte în viitor. Pentru că în urmă cu 30 de ani, 25 de ani, dacă mi-ar fi mărturisit cineva că vom fi aici, în acest stadiu, și presa va evolua sau va involua... Dacă ți-ar fi spus cineva că o să intri în direct la o televiziune cu telefonul tău. Nu aveam atunci. Google-ul nu exista. Imaginați-vă un tablou apocaliptic în privința presei. Google-ul nu exista, telefoanele mobile nu existau. Posibilitatea de a transmite prin satelit era extrem de limitată. Da, nu aveam. Nu aveam surse de informare digitalizate, arhivate. Aveai reportofon cu casetă. Aveam reportofon. Cu casetă. Aveam aparatele de fotografiat și în continuare eu am prins aparate în aparate de fotografiat cu se film. Se developau filmele film. În continuare. Da. Am prins într-adevăr chiar în 96-97. Aveam carnețel și pix. Și dosarele, pentru că nu puteau fi xerocopiate, eram la Înalta Curte de Casație și Justiție. Ce și mi-am amintesc... Ce făceai? Copiai cu mâna, scriai, știu! Când recursul în anulare în cazul lui Ion Mihai Pacepa a fost depus la arhivă, am cerut dosarul până să primească termen și să fie depus în fișetul unui judecător.
care urma să-l primească, să-l analizeze și au fost 8 pagini, am stat 3 ore și am transcris cele 8 pagini pe agenda mea. Nu exista Xerox? Nu aveai voie. Atunci instituțiile statului nu aveau Xerox. În primul rând nu aveam posibilitatea să mă deplasez cu dosarul în afara instanței, iar la Curtea Supremă de Justiție, care nu și avea sediu unde și-l are astăzi pe Batiște, ci în Palatul de Justiție, nu era un Xerox. Noi când am descoperit semnăturile false a lui Sorin Oprescu, am avut un Xerox undeva în clădirea unde era birou electoral municipal și am reușit să obținem dreptul de a le fotocopia acolo. Mi-aduc aminte că pe urmă am zis că doar nu le-am copiat de mână. Am putut să le fotocopiem. Dar digitalizarea presupune și pentru jurnaliștii care sunt interesați de o documentare temeinică, presupune un mare avantaj. Da. În acea perioadă nu existau declarațiile de avere, declarațiile de interese, care astăzi ușurează munca. Să pot să am acces la acționariatul unei firme, aveam nevoie la Registrul Comerțului de 2 săptămâni. Astăzi accesez în 2 secunde, tastez numele firmei și am acces la acționariat. Atunci, nu știu, portalul de justiție, țin minte că erau acele Acum găsești un om pe Facebook dându-i numele, l-ai găsit. Atunci dădeai nu știu câte telefoane din cartea de telefon luate numerele. Sunam în momentul, în momentul primei mineriade, țin minte că eram în redacție la Ziua și pentru că noi nu estimasem să înainteze atât de repede, a trebuit să luăm numerele de telefon din cartea de numere de telefoane și așa făceam reportajele și ajunseseră la un moment dat, cred că în Bumbești, Jiu. Și am luat numerele de telefon de pe toate străzile și sunam. Și spuneam, bună ziua, suntem de la ziarul Ziua din București. Ce tare! Vă rog, spuneți-mi, sunt minerii la dumneavoastră în oraș? Și unii îmi spuneau, nu știu sau nu vă ajut pe voi. Că... Deși exista un sentiment de a înfia presa în acei ani. Presa era iubită, era credibilă. Da, știu, se bucura de o mare credibilitate. Pentru că noi ne străduiam să ajutăm. De unde și să facem cât mai mult bine. De unde spuneau cei mai în vârstă, a scris la ziar. Când scria la ziar, lucrurile erau de netăgăduit. A scris la ziar, da. Și atunci s-a dat la ziar. S-a dat la ziar. Puneam mâna și sunam. Și erau oameni care îmi puteau spune, da, sunt în fața blocului, noi suntem pe Bulevardul, căutam Bulevardul Central. Suntem pe Bulevardul Central, suntem la etajul 2. Evident, nu. Dar scriau Bulevardul Principal, strada principală. Și atunci luam și spuneam, sunteți acolo, da, sunt minerii, da, sunt la etajul 2. Vă rog să-mi spuneți, puteți să ieșiți puțin la geam să-mi spuneți ce vedeți? Și spunea, stai mamă puțin să mă duc. Și lăsa telefonul lângă, receptorul lângă. Stai că nu putea să meargă cu celularul, că era în se perete. Se ducea și spunea, mamă, sunt mulți, mamă, uite, au bătut sau n-au bătut, au și 2 mașini, au scandat, au strigat nu știu ce. Sau, dar zic, cât sunt? 200, 300? Evident că această cifră varia de la... Estimările erau fiecare absolut subiective. Prin prisma... estimau 200, 700, 500, prin prisma filtrului personal. Filtrului personal, dar sigur că da, că n-aveai cum. Dar aceasta era presa. Astăzi, ca să ajungi într-o zonă de genul acesta, durează probabil... Da, și faci live cu telefonul de acolo. Și ești de acolo. Ești tu propriul patron al publicației tale. Cu un singur telefon. Ai nevoie doar de un singur telefon, pentru că în rest ai distribuție. Iată și aici a fost o problemă foarte mare, pentru că, din punctul meu de vedere, presa și printul, când mă refer la presă, vorbesc despre print, presa a fost distrusă de rețele de distribuție. Să știi că e adevărat. Pentru că nu ești primul care spune asta. Rețelele de distribuție, prin datoriile acumulate față de societățile care editau publicațiile, prin datorii. Dar de ce dimineața făceau asta? N-aveau capacitatea de plată sau poate că din rea intenție. Dimineața aveai, în prima zi a lunii, aveai un buget estimativ. Știai că ai 90 de persoane, fie că vorbim aici de tehnoredactori, fotoreporteri, reporteri, șoferi, îi aveai în buget de plată. Erau costurile pentru tipografie,
erau costurile pentru sediu, erau toate aceste costuri. Și știai că la finalul lunii, de la 1 până pe 30-31, aveai un cost de 10 lei. Știai în egală măsură că acele publicații tu pe care le scoteai la vânzare și care erau vândute, puteau să-ți aducă la finalul acelei luni 15 lei. Și sub o formă sau alta erai liniștit. Aveai siguranța că toate acele încasări, că veniturile tale, îți acoperă cheltuielile. Numai că se întâmpla un lucru. Societatea care se ocupa la momentul respectiv de distribuție, îți spunea în prima lună că nu a făcut stocurile. În a doua lună că încă nu le-a realizat. În a treia lună că le-a realizat, că poate să-ți dea 11 lei, dar că nu are încă banii pentru că nu au strâns banii de la toate chioșcurile din țară, că și aici era o problemă, într-adevăr, era greu să colectezi toți banii, inventar, ce făceau, prin poștă făceau plățile. Și ajungeai la 4-5 luni. În cel mai fericit caz, tu plăteai 4 luni de câte 10 lei ca să îți încasezi cei 11 lei. Și intrai într-un colaps financiar. Ca să nu-ți mai spun că majoritatea societăților care erau actori în această zonă de distribuție erau declarate în insolvență până ca tu să-ți primești bani. Motiv pentru care pierderile, toate publicațiile s-au lovit de aceste lucruri, pierderile erau imense. Practic, distribuția a distrus presa scrisă? Da. Statul ar fi putut să salveze această situație dacă ar fi subvenționat o rețea de distribuție neutră, care să, care să nu fie încredințată zonei Am mai avut private. O mare problemă și cu hârtia. Dar noi am știut să ne creăm probleme în permanență. Da. Am știut, merg în Turcia, merg în Portugalia, merg în Franța. Sunt chioșcurile de ziare înțesate. Sigur. Sunt ca pomii de Crăciun. Uh-huh. Pline de ziare. În Turcia, cel puțin, regăsesc acea bucurie de a citi pe care o aveam noi în anii 90. Vedem cel puțin 6-7 publicații de sport. Nu mai spun, publicații naționale însemnate, relevante pentru ei, încă 6-7 publicații. Eu am văzut asta și în Belgia, și în Franța. Pretutindeni. Da. Pentru că e un semn de... și în Spania, uite. E un semn de... semnul unei societăți sănătoase. Sănătoase. Unei societăți care își informează publicul, dar aici, fără intervenția instituțiilor statului, nu cred că zona privată poate vreodată să deservească această presă. Absolut. Uite, mai sunt 8 minute și la final o să le spunem cum ne-am cunoscut telespectatorilor, dar vreau să-mi vorbești puțin despre podcastul tău, care e altceva, nu? Cum se numește? Este altceva. Altceva. Pentru că e credința mea. E credința mea că se pot face... Se face audiență și din lucruri frumoase. Audiență și din lucruri frumoase. E adevărat că de multe ori trebuie să suferi pentru a ajunge în rai. Este și această vorbă. Drumurile dificile sunt drumurile care îți aduc și cele mai mari satisfacții. Așa e. Mi-am ales de fiecare dată la podcast invitații cu o singură credință, că ei merită să fie acolo. Uh-huh, uh-huh. N-am făcut niciodată niciun compromis. Au fost și... Ai avut cereri pentru diverse... Au apărut cereri. Da, au apărut cereri. N-am făcut niciodată niciun compromis, cu toate că la un moment dat au fost și situații când mi s-a spus că uite, ar trebui să-l inviți și pe X sau să o inviți și pe X, pentru că are o comunitate foarte mare și că ai putea pe să online. Te... Pe online. Da, și că ai putea să te hrănești din să constitui o trambulină. Și n-ai vrut. Pentru că tu ai considerat că acel cineva a reușit să-și dobândească acea comunitate pe nedrept. Dacă invitatul are ce să spună și dar chiar și poate cum se fi, creează comunitățile astea și așa? Poate fi util... Nu, ele nu se creează. Nu se care, creează. Crede-mă, deci câteodată te iei cu mâinile de cap.
Deci, serios! Ispitele, și zici, băi, dar sunt milioane care se uită la rahaturile astea, că sunt unele, ispitele chiar. Ispitele pe zona de podcast sunt foarte mari. Și sunt convins că ispitele și în zona de televiziune sunt mari. Și când mă refer la ispite, este acea tentație de... Audiență cu orice preț. Audiență cu orice preț. Da. De a da la o parte eticheta și de... Mi-aduc aminte când și de am... a te satisface din punct de vedere când cantitativ când și când nu cantitativ. Când am ajuns să am emisiuni în presa, în televiziunea din România la nivel central și să fac emisiuni și dezbateri și așa, am avut o discuție cu Călina Berceanu, cred că o știi, jurnalista care acum e consilier la Parlamentul European. Călina, cred că a fost, sper să nu... Vine din Cluj. O eroare, a fost corespondent de Cluj la ziarul Ziua în perioada în care mă aflam eu acolo. Da. Și Călina mi-a zis să fiu tot timpul atentă și să mă gândesc ce vreau, audiență sau calitate? Audiență cu orice, adică audiență la un moment dat și în dauna calității sau să reușesc să țin un echilibru? Să mă gândesc tot timpul la asta. Și de câte ori îmi vine să zic, hai... Nu. Dar se impune să definim și calitatea. Calitatea din punctul nostru de vedere. Da. Pentru că în funcție de școlile pe care le-am făcut noi. N-am ce să fac. Asta este. O raportez la mine. De experiența dobândită. Da. Dacă mie îmi face plăcere să-l ascult pe Eugen Doga și da, valsul a fost său aici, a fost, gramofon, da. Probabil că nu mulți care sunt încântați. Care e în patrimoniul UNESCO. UNESCO, exact. Dar mulți nu sunt încântați să-l asculte. Și au alte opțiuni muzicale. Le respect în egală măsură pentru că, până la urmă, n-am eu instrumentele de a judeca opțiunile muzicale ale unora sau ale celorlalți. Eu mă bucur de muzică. Sigur. Și de muzică variată. Ascult muzică ușoară, ascult muzică rock. Copilăria mea a fost inundată de muzică rock și mă întreba fiica mea cea mare, descoperind Pink Floyd, dacă știu cine sunt cei de la Pink Floyd și dacă le cunosc melodii. Și atunci am spus, tata, eu am trăit cu Pink Floyd, cu Led Zeppelin, cu AC/DC, cu Iron Maiden, cu Bon Jovi, cei mai îndulciți rockeri din acea perioadă, cu AC/DC. Și a făcut ochii mari, adică existau și pe vremea ta? Eu mă bucur că există și pe vremea ta și că vor exista de acum încolo multă vreme. Dar... clar, opțiunile muzicale ne aparțin și atunci noi avem și această plajă atât de largă de unde să alegem și să ne poziționăm încotro dorim. Mai sunt 3 minute și jumătate. Putem să le spunem telespectatorilor cum ne-am întâlnit noi la Ministerul Cercetării și Tehnologiei pe strada Mendele. Îmi amintesc întâlnirea cu tine pentru că a fost o bucurie pentru mine. În ce sens? În 95, când am intrat la ziua 95-96, atunci redacțiile aveau 80-90 de reporteri. Wow. Și ei erau structurați pe departamente. Departamentul social. Și erau arondați. Tu ai primăria generală, tu ai primăriile de sector, tu ai administrația fondului funciar, tu ai administrație și diferite administrații, administrația cimitirilor sau cum erau atunci. Cum erau atunci, da. Și ție ți s-a repartizat? Și eu fiind junior, nu mi s-a repartizat nimic. Ah. Mie mi s-a spus dacă găsești vreo nișă, ocupă-te de ea. Acum eram în 97. 97, da. Exact. 97. Și mi s-a spus ocupă-te de ea. Până a găsit nișa justiție, am căutat aceste nișe. Prima nișă a fost observatorul astronomic, pentru că nu se ocupa nimeni de observatorul astronomic, care nici măcar nu era renovat. Ce era cu stelele, cum este, cu planetele, nu era mii renovat, de ani, cu milioane, cu miliarde. Ploua în interiorul lui ani, atunci. Acum, între timp, a fost recondiționat, atunci ploua în interiorul lui, nici nu exista. Și nu se mai ocupa nimeni de Ministerul Cercetării și Dezvoltării. Și tehnologiei. Și tehnologiei. Ministerul Cercetării și tehnologiei. Nu se ocupa nimeni de acest minister. Aveam să înțeleg pentru că, ulterior de ce. Pentru că era un minister care practic, din punct de vedere numeric, întregea guvernul României. Da, altfel că era dat la buget, Partidul Democrat. Da,
lipsit de buget, pentru că în momentul în care am intrat pe Mendeleev la în sediul ministerului, sintetizez, am intrat acolo, îmi imaginam că Ministerul Cercetării și Tehnologiei trebuie să fie ca un palat regal al cercetării și tehnologiei. Și aproape că era o garsonieră cu un tablou și era ministru și mai erai tu acolo. Și acolo te-am cunoscut pe tine, a fost prima întâlnire și m-am bucurat primul, pentru că... Ai fost primul și singur ziarist care nu ți-a mai bătut niciun ziarist, este adevărat în egală măsură că eu în momentul în care mă solicitai să public anumite informații de acolo, pretindeam că am exclusivitate pentru că nimeni... Păi normal că nimeni nu venea la noi, adică Țin minte că trona acolo un tablou cu academicianul Dumitru Prunariu, pe care l-am avut la unul dintre podcast, un invitat, o mare somitate, o mare personalitate, și doar acel tablou amintea de, făcea legătura între Ministerul Cercetării și Tehnologie și cerul acesta imens al Cercetării și Tehnologiei. Deci așa ne-am întâlnit noi și pe urmă peste ani când ne-am reîntâlnit, nu mi-a venit să cred că tu ai fost ziaristul care mă vizita și dădea informații de la... Adică ție ți păsa de acest minister și de cercetare. Uite că a trecut ora, eu îți mulțumesc mult de tot, Adi și Atene, că am avut discuția asta atât de frumoasă despre începuturile presei și ce înseamnă trecerea în online. A venit cu lucruri bune, a venit cu lucruri mai complicate, dar cred eu că mergem înainte, că n-avem ce face. Fiecare, așa cum am spus, fiecare presă, fiecare că vorbim etapă, despre acea presă sau presa de astăzi, are timpul ei, are beneficiile și deserviciile ei. Categoric. Noi să ne bucurăm, să citim, să ne informăm și să căutăm surse cât mai credibile. Mulțumesc din suflet că ai venit la România în Mișcare. Dragi prieteni, vă mulțumesc frumos că ați fost alături de noi în această seară. Rămâneți în continuare cu Canal 33, să aveți o seară minunată!